Bine v-am regăsit, astăzi voi găti o vegetarian, o mâncare vegetariană. Și asta, bineînțeles, că o să fie cu soia. Uite, aici am soia, da, uite, soia vegană, da, soia numai vegană poate să fie, auzi ce vorbesc. Și uite aici, asta e din asta așa care e ca și carne măcinată. Ce trebuie să faci la ea? Trebuie să fii foarte atent să o fierbi. După ce ai fiert, o să treci sub apă, să o strecori și să o speli bine ca să nu rămână gustul ăla așa de soia. Și bineînțeles că am să fac și un pui cu ciuperci, că am găsit niște ciupercuță extraordinară, uite aici. Îmi plac, vai de mine. Și după aia am să fac o salată și după aia am să fac probabil și o ciorbă. Dar nu știu dacă mai fac ciorba de spanac, că doar o știți face, dar eu o fac diferită. Acum, ce vreau să vă spun, pentru că de fiecare dată v-am învățat, chiar și mie îmi place, vă spun sincer, nu că v-am învățat, de cuvântul lui Dumnezeu în care noi ne simțim bine în vremuri de pandemie, în vremuri grele, nu mai știi cum să le zici, sper să nu ne închidă de Paști, pentru că ar fi chiar trist pentru noi a doilea an să nu putem să ne simțim bine de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știm câți ani vom mai avea libertate ca să putem să mergem la biserică, dar dacă ai posibilitatea, du-te în fiecare duminică. Sunt scrise zilele care sunt, nu știu câte libertate, că dacă aveți să vedeți la sfârșit tot ce va fi, va lovi în religie și în noi toți. Pentru că asta este lumea în care trăim astăzi. Și pentru asta am citit astăzi de dimineață și n-am știut ce să vă mai spun, dar Domnul are așa cuvintele lui mărețe pentru noi și sunt extraordinare. Și aici la început să vedem așa, zice, este extraordinar cum vorbește Dumnezeu, dar noi trebuie să luăm seama, noi suntem copiii Lui, dar doar dacă ne încredem 100% în El. Jumătăți de măsură, 3/4, 99, Dumnezeu nu-i place. Credința noastră trebuie să fie o credință năstrămutată, o credință vie, o credință în care să credem că poți să muți munții. O credință în care când ceri lui Dumnezeu ceva cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, El îți va răspunde. Pentru că așa a promis. El nu-și calcă cuvântul față de noi niciodată. Zice, da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredințați-vă în El. Vărsați inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Că puterea este a lui Dumnezeu. A ta, Doamne, este bunătatea, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Pe fiecare Dumnezeu îl va răsplăti după faptele lui. El este ajutorul nostru, El este drept în tot ce face Dumnezeu. Și dacă nu ți este suficient să crezi că este drept, uită-te, îmi aduc aminte seara când stăteam cu părinții mei și cântam seara, ne uitam și ne uitam la știi tu numărul de stele, sus pe bolta cerului, știi tu câți copii se scoală singuri din pătuțul lor, numai Domnul poate știe numărul lor cât să fie. Le cunoaște numai El, le cunoaște numai El. Dacă într-un verset de cântare îl înțelegi, îl vezi pe Dumnezeu în toată măreția Lui, știi tu numărul de stele, știi tu câți copii se scoală singuri din pătuțul lor, uite că Dumnezeu știe. Știe de firele de păr din cap care ne sunt numărate când cad. Știe numărul zilele noastre care sunt pe pământ. Îți cunoaște până n-am amănunțit problemele tale. Dar tu trebuie neapărat să vii la Dumnezeu să-i spui că ți este frică, că ți este teamă. Că ești îngândurat, că ești înspăimântat, că ai probleme. Adu toate problemele înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu le poate rezolva dacă nu le dai Lui. Dacă tu le ții pentru tine și crezi că ești grozav, tu să le conduci și tu să le faci,
Dumnezeu te lasă după voia firii tale. Dar să știi că într-o zi tot vei veni la Dumnezeu, că atunci când este imposibil, Dumnezeu face posibil totul. Dar noi trebuie să ne încredințăm în mâna Domnului. Mă uit așa la biserică, sunt atâtea de reci, vai de mine, frații, când ești de acolo, fug la supe, la mâncări, la tot, nu poți să mai dea mâna cu tine. Wow, ce trist! Este un cuvânt care spune, oare va găsi Iisus credință pe pământ când se va întoarce? Eu zic că da, va găsi. Dacă nu ești tu, dacă nu sunt eu, cineva undeva va fi. Dumnezeu întotdeauna a avut armata lui și popoare care se încrede în el. Nu ești tu, nu sunt eu trist, dar cineva există. Și asta ne dă postatea să credem că Dumnezeu este un Dumnezeu măreț și are oamenii lui puși oriunde în lumea aceasta. Și pentru aceasta trebuie să trăim în așa fel ca Dumnezeu să se bucure de noi într-o zi. Haideți să gătim și să vedem ce putem să facem astăzi pentru... uite aici, am fost... Oh, Lord! Așa, uite, cameramenul meu, așa. Am fost la piață, așa o ceapă faină, așa ridic faină, cred că-s românești, m-am bucurat enorm de mult. I-am dus și la cameramenul o cafea, cameramenul le simte ce bine, dar noi suntem la emisiune, noi suntem live, noi nici măcar nu suntem, suntem reality show, așa zic eu, reality show. Îmi place să cred că suntem reality show pentru că facem chiar ce ne place și cum vrem noi. Nu suntem sofisticația aia care nu văd, ne-am mai spus, interesant că mă uit la, și eu la unii care îs foarte rar mă uit, dar mă uit la ei și văd că n-au niciun vas în ghivete, tămâiez, oare cum fac? De fapt, nu o mâncărică fac acolo. Eu și eu încep cu o mâncărică, dar mă complic. Pe, așa, ai, lasă că suntem bine, pentru că mă bucur că m-ați scris atâtea mesaje și spune, doamna Marcela, așa de mult mă bucur când duminica vine, stau în fața televizorului, o doamnă minunată, îmi scrieți niște mesaje, absolut minunate sunteți. Și foarte mult mi se întâmplă și mie, vi se întâmplă și vouă, am impresia că sunt în casă cu voi. De multe ori am impresia, mă, unde sunt să mă duc să le văd, să vorbesc cu ele, să stau de vorbă cu ele. Sunteți extraordinari, sunteți minunate. Sper că se termine pandemia asta, poate că mă mai duc la câte una de la voi să gătesc acasă ca să vă simțiți bine cu cameramenul meu cu tot. M-am gândit și la asta. Și poate că sunt oameni mai în vârstă care nu pot și atunci m-aș duce la ei acasă, în bucătărioarele lor care sunt acolo, că nu suntem nimeni perfect și nu, în perfecțiune nu s-a făcut niciodată nimic. Acolo nu se face mâncare. Unde-s bucătăriile perfecte, să știți că acolo papa nu este. Acolo este cutiuțele care le deschizi de la cutie totul sau hey, hello, trimite hamburgerul dacă vrei, că nu poți să-l faci, că e mult de lucru la un hamburger. Ok, bun. Așa, acum, uite, acum am venit ideea, am să fac data viitoare hamburger din soia. Super faină. Vezi momentul. Aici am soia. Soia este, trebuie să scrie pe aia nemutată genetic, știți. Bun. Aici este ca și carnea măcinată. Aici eu îmi fiert orezul, da? Știi de ce? Pentru că le fac în orez de fiert. Ce bunătate de orez. Le fac în frunze de varză cu bulion și le pun în cuctă, pentru că să se facă rapid, o frumoase, bune. La 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 la. Și aici am fiert-o 5-7 minute. O dai sub jetul de apă, o speli, o lași să stea în strecurătoare și după aia o folosești. Și am să vă spun de ce, să nu rămână gustul ăla așa de soia, știi, să fie bun. Și aici, bineînțeles că am călit 3 cepe mari, vedeți cât e? Mult, destul de mult. Paprika am pus la ea, da? Uite aici, trebuie să pui ceapă la ea multă și am să vă zic de ce, pentru că e nu-i carne, știi? Nu, e mai așa cum e, da? Nici nu contează că suntem vegetariani astăzi. Piper la greu, da? Uite așa. O să zici, vai dacă îți pui. Dar stai neștit să n-ai impresia că curge din el atâta. Și bineînțeles că mie ce îmi place să pun, îmi place să pun o linguriță de cimbru, da? Pentru că e logic să aibă, pune și la fund la ea un pic, așa, uite aici. Îmi place să aibă gust, nu pot să le mănânci apă numai să cu gust de soia. Na, așa, bun. Suntem așa, dacă vedeți, vedeți, na, sarmalele astea care eu le fac, da? Aveți să vedeți, poate că numai jumate îmi trebuie, că am pus la două pachete o cană de orez, două de apă le fierb, da? Și sare și piper.
Sare, auzi, și piper, sare, să-l sărez un picuț când îl fierb, da? Și acum, uite așa, îl fierb pentru că se ține mult mai bine când îl mestec, da? Acum, de sărat nu l-am căutat, dar o trebuie și sărat un picuț și piperat asta ca să aibă gustul faină, deja zgrozave. Când te uiți la ele și le vezi cu atâta ceapă, ceapă verde, am tăiat și ceapă verde, că cozile de la ceapa aia e foarte faină, mai ales că postul ăsta e primăvara și este ceapă verde și e mult mai gustos și mai faină, știi? E extraordinară, da? Uite ce faină e, ia! Grozavă, absolut grozavă. Acum, trebuie să gust din ea să văd cum e. Bun. Da, nu m-am scos de aici lingurile mele, dar o să le scot. Trebuie să mai pun sare. O pic. Nici prea sărate, că atunci băi și amar se întâmplă. Băi și amar. Uite aici ce faină sunt. Wow, grozave. Sper să vă placă. Vezi ca și sarmalele, dar sunt absolut divine. Fără ceapă, vă spun sincer, poți să le faci numai așa dacă vrei să te trezești în treaba. Super bun. Super, super, super faină. Bun. Ok. Grozavie. Bun. Are gustul de ceapă verde, are gustul faină. Nu, e grozav. E absolut grozav. Place, place foarte mult. Poate că aș putea să mai pun un picuț de... Nu prea miroasă cimbrul ăsta lui. Așa. Miroase el bine. Mă, că-mi place să-l condimentez bine. Pentru că... De ce? Place un picuț, am eu ăsta aici iute, de la doamna Toina. Super grozav. Așa. Și mestecăm cu asta, că nu mă un pic îl mestecăm asta. Ia ce faină e. Wow. Știi ce bine miroasă? Extraordinar. Dacă ai fi prea mult, lasă că îl servești mai încolo cu niște... Cu niște din asta, cum îi zice... cum facem noi? Asta nu-i cuțetul bun. Și asta nu știu dacă ia camera asta aici. Și ia ce sarmale o să fac. Nu o să le fac mici, stați liniștiți. N-aveți impresia că o să încep acum să fac niște sarmăluțe cât nodurile. Da, sigur. Eu asta na bun, așa au fost făcute sarmalele la noi. Nu contest, nu condamn pe nimeni. Dar ca să mă duc să mănânc frunza și în mijloc în tai, de multe ori nu-i nimic în ea, numai atâta cât vârful la unghie. Dar, hello, n-am înțeles. Iar dacă frunzele astea vezi că-s așa, nu prea le pot să înfășura așa de bine ca și alea care sunt murate, știi? Le-am opărit eu și le-am opărit, le-am pus în apă, așa mari, da, așa mari le fac. Ne pun în asta și principalul vreau să vă spun că mă interesează să mănânc umplutura, nu mă interesează să mănânc varză, da? Să ne ierte, că varză fac varză. Pun niște varză și la, să știi de ce, să nu se prindă, mă, știi? Că ele sunt mai așa. Ok, uite aici, bulioanele, îmi plac tare mult astea, wow, faină, astea sunt decojitele, sunt minunate, sunt extraordinare, să nu rămână nimic, 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 știi ce înseamnă nimic, ok. Ia că așa ești obișnuit să nu rămână nici măcar un strop. Ia uite aici cât mai era. O lingură. Hei, hei, lingura asta zici, da. Se numesc tomato și se numesc astea promedera. E extraordinar. Îmi place să le folosesc astea. Sunt extraordinar de bune.
Acum, să ne punem să facem sarmalele noastre. Uite, vezi-le? Ia. Și le așezăm aici. O să folosim frunzele care sunt mai mari. De ce? No, ca să le terminăm mai repede. Uite aici. Ia. Când mânci, așa mă duc în Ungaria, când au niște festivale ei. Acolo și la festivalele alea, au niște sarmaloși așa cât palmă. Bă, am zis, cât pumnul. Zic, ia la ăștia și faină, știu să facă sarmale. Na, poate că au și ei mici, nu știu, n-am întrebat. Da, eu am mâncat alea acolo și o să zici, așa vrei să le faci? Da, exact așa. Cât e frunza, atâta le fac. Și o să zici, da, bă, da, dar se numesc sarmale de primăvară. Dacă cumva ești nemulțumit, fă-le cât degețelul, că ai timp și nu deranjează pe nimeni. Măi, chiar acum dimineața când am venit și mă gândeam ce să fac de mâncare, am zis, extraordinar, să aveți așa curajul și tot. Mă gândesc că soacrele nu prea au curajul să spună la noror cum să facă mâncarea. Mamele mai repede spun, dar pă, tu cum faci acolo? Dar păi tași din gură și stai acolo, că eu o fac la bucătărie astăzi. Și chiar m-am gândit astăzi când am început să mă gândesc ce voi face mâncare, m-am gândit, mă, da faină în bucătărie, să decizi tu ce vrei să faci. Să decizi tu ce vrei să faci, să nu spună cineva, du-te la dreapta, du-te la stânga, n-ai înțeles, să-l și hrăniești pe omul ăla, da, și vreau să spun că tu trebuie să mai ieși, nu, acolo deciziile le iei tu în bucătărie. Doar la care mănâncă trebuie să zică, aleluia, îți mulțumit că îmi dai mâncare și că faci mâncare, ce faci e treaba ta. Așa normal ar fi, știi? Mai că nu, noi suntem tentați să tot dăm ordine. Nu, în bucătărie nu dai ordine, numai când faci tu mâncare. Da? Când nu faci mâncare tu și faci altul pentru cine, la revedere. Bine? Că așa și eu când fac. Mai fac mâncare la țară. Apoi nu știu care ești, că mi-e trist să faci mâncare bună. Nu! Nu fac, că sori mea, ai grijă să nu pui mai multă sare, să nu piperezi prea tare, ai grijă să nu faci cu tare. Care soră zici? Da, nu, că celelalte sunt mai grozave în a găti, nu poți vorbești cu acelea. Fiecare dintre noi avem personalitatea noastră la gătit și atunci când îi spui, eu fac așa, eu fac altfel, bine, nu ne punem la discuții de bucătărie, că nu ține. Nu ține. O să zici nu? Nu. Nu, pentru că fiecare dintre noi, eu mă bucur pentru niște tipe care îmi scriu tinere, care îmi scrie, doamna Marcela, gătesc după dumneavoastră, m-a impresionat pe mama mea cum gătesc și extraordinar așa s-au treburile astea. Așa ca să vii să-mi spui că tu gătești, că nu știu ce, că eu nu pun așa, eu nu fac așa. Bun, ok, dar fiecare dintre noi avem felul nostru de a face mâncare. Nu trebuie să faci ca mine, știi? Nu. Acum, unele lucruri, chiar să vă spun sincer, tăceți la fel. N-ai cum să ieși din... Acum, astea, nu știu, vegetarian ăsta, cum e, vegetarianul nostru, o să le vedem când îți gata. Eu zic că o să fie bune. Nu, m-a ajuns chiar la fix. Uite, m-a mai rămas de una. Că o să zici, vai, dar cum să nu s-o nimeri. De data asta, stați cu minți și liniștiți că nu s-o nimeri totul super bine. Și bineînțeles că, vezi, uite, m-a mai rămas de una. Dar acum se întâmplă și la mine și la casele mari. O să punem să fiarbă în cuptă, imediat. 20 de minute, pentru că știi de ce o fierb în 20 de minute? Pentru că am să fierb în 20 de minute, pentru că asta cum îi zice, orezul e fiert, soia e fiertă, absolut tot e fiertă, da? Ok. O să zici pui? No, pe acum cucului trebuie să pun, nu știu cum să spun câtă voi. Dacă e și vegetarian și vegetală, sarmau, și nici nu pui, pe cum mai vrea să trăiești atunci? Simplu, dacă nu vrei, nu folosești, bine? Numai nu mă judeca. Consideră tu așa, care mă vezi, că nu vrei să pui. Nu este nici o problemă. Eu n-am să pun apă decât să treacă peste ele.
Așa să vă spun și de ce. Pentru că când faci sarmale în foi din astea de varză dulce, ele mai lasă și atunci să nu fie nici foarte, foarte, foarte apătosă. Numai chiar să treacă peste ele. Și să le fierbim la foc încet. Și când sunt gata, zicem noi, sunt gata. Îți dai seama că la vegetarian când ești, tot îți vine să te gândești să pui o slăninuță deasupra. No, ce-i în capul nostru, așa când, știi? Când te gândești că îi de fiecare dată. Așa, bun. Aș vrea să pun ceva deasupra pe el, mai pentru că așa se obișnuie la noi la țară și poate că e bine să pun, sper să nu îl sparg, dar e bine să-l pun chiar dacă pun în coctă, ca să nu iasă deasupra ele, știi, să fie. Na, și acum o pun la fiert, gata, 20 de minute, la foc tare, ia că n-am dat drumul la alalt. Până se încălzește alalt, noi ne reorganizăm. Acum, ciupercile sunt aici, puiul e aici, cratița aici. Ales pentru vegetarianii noștri. Bun. Uite aici așa. Ulei. Ulei lăsăm să încingă. Da? Și din coașă, pe partea asta la alta, acolo jos. Așa, vezi cum a fost. Cum am prăjit ceapa, ca să vezi și tu, spectatorile. O vezi, nu? Ok. N-am de gând să o spăl. Ar fi culmea. Fac o ciorbă de spanac, care am spanacul aici, și atunci chiar nu mă pun acum să o spăl, vă spun sincer, că n-am pentru ce. Bunătatea aia, minunia aia, bunătatea de acolo, să o spăl ca să pun ce? Nu. Iar fiindcă sunteți acum la verzături, știți? Întotdeauna aveți grijă, nu se aruncă nimic. Nu se aruncă nimic. Așa am niște bracole, nu știu dacă am să-l folosesc, e tare abătut. Nu mai pot să-l mai folosesc și abătutul ăla de acolo. Rămas pe frigider, vedeți? Uite, 2 lei, 1 leu. Mă gândesc că costă 1 leu. Fost 4 lei, 90, 5 lei, s-a scumpit aici. Bă, ce s-a scumpit piațul. Piațul ca piațul, dar ce s-a scumpit asta, cum îi zice, magazinele, carnea, astea care vin la promoție, vin din străinătate, niște, nu știu ce pot să fie. Na. Nu știu ce mâncăm, nu știu ce este, e foarte greu de zis să ne păzească Domnul de mai rău. Deocamdată e ok, nu știm cât, sperăm că acolo în spatele tău unde scrie coffee, da, dă-mi te rog frumos că e făină. Nu, lasă că am făină fără gluten. E ok. M-am să amince că să nu fie bicarbonat. Nu? Așa e făină fără gluten. Așa. Mai am niște făină fără gluten pe aici și o folosesc din când în când. Dacă știe și unde mi este paleta asta. Uite, căliți ceapa asta 2-3 minute. Nu numai că ceapa călită. Era să uit. Și doi căței de usturoi. Fac ciorba asta, că ieri am luat spanacul de pe piață, destul de faină, 10 lei kilogramul. Asta este situația. Nu mi s-a părut nici cum, nici ieftin. Nu știu dacă era românesc, nici nu mai întreb. Și atunci l-am opărit asta și am zis, mă, dacă te l-am opărit și aici stau cu voi până să fac sarmalele, n-are rost să nu-l fac și pe ăsta, că ciorbica asta e grozăvie, grozăvie. Da? Uite așa. Îmi place să pun ceapa asta verde, dacă o ai acasă, dacă nu ai, poți să pui ceapă normală. Nu trebuie să-ți faci, dar să călești asta, usturoiul un picuț, să nu iasă mirosul ăla, v-am spus, de usturoi, că nu-i grozav de bun. Da? Uite aici, dau drumul la apă. Spanacul e aici, spălat. Îl tai frumos. Foarte mărunt, nu foarte, la ciorbă nu se face foarte mărunt. Așa. O să zici să încinge tava aia, da? Să încinge cratița aia.
Da, da, așa trebuie să fie încinsă când pun pieptul de pui și alea nu să-mi stea acolo, să-mi lase să-mi băltească în ziua aia. Se întâmplă și la mine pentru că nu întotdeauna am răbdarea care trebuie. Uite aici ce faină ea. Ciorbă de spanac! Ok! E așa de faină și de sigură. Faină și sigură, zic eu. Cum zic? Faină și sigură. Aici ai zeamăgi pe spanac. O lingură de făină fără gluten. Free gluten e a mea, dar a ta poate să fie cu gluten, că nu ți se întâmplă absolut nimic, garantat te spun. Ok, bun. Bun, așa, o să mă reorganizez eu un pic. Întâi nu le dați geoparce, ca să nu vă stropească, știți? V-am spus de foarte multe ori și vă repet, cel mai bine la bucătărie e să te asiguri de 2-3 ori că nu se întâmplă nimic. Că nu ai nicio problemă. Pentru că dacă te arzi, sare pe tine uleiul și nu ești gata, pregătit să-i dai drumul la tot odată, te arde și nu-ți mai arde de nimic în ziua aia. Da? Bun. Asta se numește ciorbă de spanac. La noi pe vremuri se numea ciorbă de verze. Da? Bun. Așa mai grosuță, mai așa, mai cum o mâncăm noi, terminată cu smântână, cu iaurt, uite aici ce faină-i. O, ce ciorbică faină. Așa, o punem la foie. Avem aici o linguriță de sare, jumătate de linguriță de sare. Da, așa. O să zici, acum la vegetare n-am ce să fac. Voi nu faceți ca mine, voi faceți ca voi. Nu? Să nu mă tot condamnați, pentru că fiecare în bucătăria noastră face ce vrea. Eu și eu tot la fel zic de voi. Dacă unele îmi scrieți, vai doamna Marcela, îmi spuneți rețetele voastre, dar m-a adăugat cu tare și cu tare, vai, dar chiar mă bucur, zic bravo, bravo! Bravo, mami, așa e normal în bucătărie. Să duci, să faci, să scoți rețete noi, să te simți bine, nu? La noi în casă când era mai gătea și taică meu. Nu numai maică mea, taică meu făcea ciorbe foarte bune pentru că avea multă răbdare. Știi, de aia zice că bucătarii sunt bucătari buni bărbați. Da, 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 sunt. Sunt mai răbdurii, au mai multă răbdare în bucătărie. Bine, acum și noi femeile, noi suntem mai îndemânate, ce e normal. Dar și bărbații taie acum, ați observat că taie cu o viteză toate de... Te speri, înțeleg? Nu le place să spele vasele, dar mă înțeles că alte sunt numai la vase. Nu, gătea și maică mea, gătea și taică meu, dar taică meu când făcea ciorbe, îi plăcea să facă ciorbe. Ciorbe de bureț, zicem noi, de ciuperci. Alea era o încântare a lui. Nu, ok, vezi ăsta, ăsta e cam așa. O las aici, ăsta imediat las aici, lângă. Și aici noi avem, uite, tot usturoiul ăsta îl pun. Zici tot? Da, tot. Uite ce fain e. Wow. Și așa și las, știi? Pentru că pe când e gata sosul, el deja s-a prăjit, e faină, e extraordinar, e mare, îl mănânci, o să zici da și îl mănânci așa. Păi îl mănânci așa acolo, pentru că el se face. Uite, vezi? Uite. Minunat. Și fain usturoiul ăsta și e grozav. Printre, da, să-l simți așa, ca să nu fie mărunt, pentru că sunt minunate unele lucruri care le facem dintre noi. Uite așa și vin cu ciupercele, cu toate ciupercuțele și emisiunea noastră e sfârșită, ciorba să face. O să zici, de ce am făcut ciorba? Băi, am făcut ciorba că m-a avut spanacul și n-am vrut. Acum, pe vremea asta, noi la țară facem din verză, să face primăvara, să fac niște verză, așa zicem noi. Sunt niște ăsta, să mă aduc aminte că mă trimitea maică mea. Le tragem așa, noi le numeam dragavei, se numeau. Nu știu dacă voi ați făcut sau ați mâncat sau nu, dar sunt extraordinare. Tot așa ca spanac, că nu avem spanac la ora asta, că nu avem, nu erau solare, nu era nimica. Dar ne bucuram că atâta drag făceam și atâta îmi plăcea iarăși să facem cu macriș. E minunat, minunat. Cugetați aveți. Nu mai aveți motive să spuneți că nu puteți, că este și macriș și pe piață.
pe locul și absolut tot. E minunat Dumnezeu. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că e bun cu noi. Încă e bun cu noi. Până copiii lui sunt aici pe pământ, Dumnezeu va fi tot bun. Când Dumnezeu își va lua biserica lui sus, o să zici ce vorbești, o să vezi, studiază. Așa ai să vezi, atunci ai să vezi mânia lui Dumnezeu. Până acum este încă har și îndurare. Și dacă noi trăim, trăim chiar pentru îndurarea lui Dumnezeu. Până acum trăim pe îndurarea lui Dumnezeu. Da? Bun, ok. Uite aici. Fâșii așa, fâșii. Ia, wow. Grozav, se numește grozav. Aha. Îl întorc așa pentru că cuptorul nu este chiar apt. Parcă mai vârstai unul pe acestea. Cameramenule, veniști tu de când mă întorsei cu spatele și-l luași un cățel de usturoi de aici? Nu, așa-i. L-am fi pus și am uitat. Dar vreau să vă spun că lucrurile care sunt în bucătărie importante, v-am mai spus, spun și repet în continuare. Sunt să nu lași nimic să arunci la gunoi. Asta este astăzi, pentru că toate lucrurile sunt scumpe. Te scumpești de multe ori la niște lucruri, pentru că te m-ați spus, îmi spunea o doamnă că am zis eu că să nu mai zic că gătesc, și v-am mai spus treaba asta, că gătesc ce am în frigider. Ba da, și să n-aruncați, ba da, vă spun de fiecare dată. Pentru că, uite ce faină, ia, vezi dacă îl lași. Pentru că dacă ar fi cineva să zică du-te și dă la săracul ăla banii ăștia, îi spune că nu pot să-i dai, pentru că știi că fiul tău ori are din astea meditații, ori stai rău cu banii, da? Ori să spui apuțând și pe mama, pe tata, îți mai mult, și care te înțeleg, absolut. Dar când arunci la gunoi așa, știi? Și zici așa din tot sufletul tău că trebuie să, dar lasă că mai auzi și pe unul, pe sărac, că doar toată ziua cu săraci ai treabă. Îi veți avea pură, zice Domnul între voi. Bucură-te că nu ești tu ăla acolo care trebuie să fii, da? Ci tu ai posibilitatea, bucuria să poți să dai. Ce minunat! Ce minunat! Să dai. Ia cum arată. O să zici s-o ars ăla. Hei, s-o ars un usturoi. Wow! Wow! S-o ars un usturoi. Atâta s-o ars, usturoiul ăla. Ia ce fain ai, ia. Îl prăjim la foc tare, punem ciupercuțele. Așa, uite, ciorba noastră. Numai ce mai merge aici, da? Are tot ce vrei, numai gură să se mânce, trebuie. Și, ia că sarmalele noastre nu ori fiert, din cauza că le-am dat mai încet. Cine și-a fost în capul meu? Dar până atunci, pentru că stăm aici așa degeaba și pentru că le-am spălat astea toate și îmi plac și precis cameramenul meu cu pui cu tot are să mănânce și cu orez, fac o salată. Îmi place foarte mult salata de primăvară și vă spun ceva ce îmi place. Îmi place salata de primăvară, dar îmi place foarte mult salata care este ridic. Îmi plac ridicile, ceapa în ele și îmi place castravetele. Extraordinar de bună combinație este, să nu le ardem, e perfect, absolut gorgeous ești. Îmi place foarte mult să fac salata și castraveții ăștia au apărut acum în piață sunt, are coada așa faină și sunt din țiere ori de la noi, ori de la veșinii noștri. Și au gustul foarte fain și nu se compară cu alții, care n-am vreau să vorbesc. Așa. Uau, ce fain miroasă! Super! Ia. Aha. Wow. Wow. Ia. Mhm. Ia ce faină e. O grădină de primăvară. Așa le numesc eu. Asta nu că a fost puiul. Bine că te-am văzut.
Stai să ne uităm aici să vedem să nu se întâmplă nimic cu puiii noștri. Așa, uite-i. Până ne prăjim bine pe o parte și pe alta. Așa, uite ce faină-i. Wow, usturoiul ăsta mult, așa bucăță, lași așa, că el se coace la un moment dat, știi? Când ai. Uite-l așa, lăsăm aici așa, că v-am spus. Ok. Ciorba noastră este gata, o terminăm la sfârșit cu ce vrem noi. Ok. Așa. Am și vegetalele astea care nu le pot arunca. O să zic ce faci cu ele. Se numește I don't know, nu știu. Da? Ia. Așa, uite ce faină azi, da? Wow. Super fain, ia. Excelent, excelent. Ceapa verde. Bun, merge tăice. Asta ciorbă și oprim. Uite ce ceapă faină, ia. Îmi place să o tai așa în lungime. Uite ce faină. Grozavie. Wow, ce faină. Așa. Salată grozavă. Aici am niște ardei roșu, puțin iute. Nu chiar toate le punem, ca să nu iuțească prea tare puiul. Vezi că mai scos din ele, e mai puțin iute, știi? Vezi? Așa. Semințele le lași aici și atunci asta vine aici. Gata ciorba. Așa, uite ce faină e. Haide. Superb o să fie. Superb. Place foarte mult. Cu ciuperci. Plac ciupercile. Care se vedeți imediat. Asta luăm jos. La ciorba asta de spanac e vegetariană, da? Dar ieri am cumpărat niște ouă din piață. Uite aici, unul s-o și spart, da? Îl pun în ciorbă întreg. Pentru nevegetarieni, pentru ne. Da? Uite aici. O zis ăsta că-s de casă, pe el nu-s așa galbine, dar eu acum îl iert. Că n-am ce să fac cu el, știi? Că aproape de multe ori găsește ouă mai bune în ăsta decât în piață, da? S-au șmecherit și ăștia. Asta este. 4 ouă, da? Pun în el. De ce? Mă gândesc că 4 persoane mâncă de acolo. Nu așa am zis eu. Da? Uite, trebuie să-l pun acum să fiarbă iarăși un pic. Ca să putem să stea, să fie. Uite. Aici ardeiul iute, roșu. Îl iau. Și-l pun aici. Ok. Bun. Așa. Uite ce faină e. Ia. Puneți ciupercile când puiul este gata, da? Atunci veniți cu ciupercile. Uite, ce faină e. Bun. Așa. Cred că 2 din ciuperce mari. Se fac în 5-7 minute ciupercile. Sunt mari, sunt faină. Alea micile rămân micuțe, nu contează. Sunt grozave.
Dar ce am să fac eu? Să fiu sigură că e exact cum îmi place mie să iasă. Să scot puiul afară. Două. Punem deoparte, venim cu ciupercile. Wow, ce faină! Doamne! Ce minunăție! Asta m-a fost de drag de ele când le-am văzut la magazin, am zis trebuie să fac ciuperci. Nu se poate, trebuie să fac ciupercile astea, sunt absolut divine și grozave, nu se pot. Cum zic eu și cameramenul când mâncă, divin. Na, pe așa și eu astăzi am zis, bă, sunt divine. Trebuie să le facem, uite aici. Grozăvie, da? Grozăvie de ciuperci. Punem un picuț de asta ca să punem un pic de apă pe ele. Da? Ar trebui supă de pui sau eu știu ce ai acasă, dar... Precis n-ai nimic, numai dacă ești în străinătate și acolo poți să ai, pentru că acolo găsești, v-am spus, supa aia de pui care îi concentrată și care poți să o cumperi. Noi aici nu avem, pentru că nu mai aruncă nimeni, la noi se mâncă tot probabil și în curând se va mânca în toată lumea. Și astea le lăsăm să facă 5-7 minute, până atunci nu o să arunc nici... dovlecelul ăsta, vedeți, o să zici, dar ce să fac cu ei, dar ce să fac cu el? E, na, bine, ce întrebare, nu pune întrebări, bagă-l acolo între, cum îi zice, e spălat, ia că așa cameramenul meu a venit, mi l-a luat jos, n-am ce să fac cu el, nu o să fie, e vegetală, n-are cum să fie rău, da? O să zici, dar păi dacă era în frigider, nu era să-l arunc acum, să ferească Domnul, dar tot e bani. Și așa, asta merge și cu sosul nostru pe care o să-l facem. O să fie grozăvie de faină. Uite aici, le punem să se facă încet. Focul merge la maxim. Totul este gata. Aici am un ardei, nu iute. Ar trebui să fie iute, dar el sărăcuțul nu iute, da? Pentru că așa se întâmplă câteodată când cumperi. Aici avem roșii, da? Uite, care le facem în două. Uai, ce fain miroase salata asta. Doamne, 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 ce bun e Domnul cu noi. De fiecare dată când mă scol dimineața și când mă duc la magazin, mulțumește lui Dumnezeu pentru că încă este bun cu noi. Încă îndurarea lui se revarsă față de noi în fiecare dimineață. E măreț să trăiești cu Dumnezeu. Este minunat. Aveți grijă că vremurile se schimbă de o zi la alta. Și e minunat și o să ne aducem aminte de vremurile când trăiam atât de frumos și atât de bine și așa mai departe. Trebuie să mulțumești, că dacă ajunge să-i mulțumim la Dumnezeu, Dumnezeu se va îngriji de noi tot timpul. Ne va avea grijă, ne va duce, ne va păzi, va fi cu noi oriunde în strâmtorare. Și așa zice Domnul că voi fi cu voi ori de câte ori îmi veți cere ajutorul. Asta este să te bazezi pe Dumnezeu. Oriunde, când mergi în mașină, ia-L pe Dumnezeu cu tine, spune, Doamne, fii cu mine. Doamne, fii cu mine în mașină, fii cu mine la plecare, fii cu mine la întoarcere, fii cu mine ori de câte ori ies din casa afară. Dar nu numai atâta că îi spui odată și gata. Dumnezeu vrea în fiecare zi, pentru că Dumnezeu spune că în fiecare zi revarsă peste noi binecuvântări cerești noi. Bunătățile, îndurările Domnului să noiesc față de noi în fiecare dimineață. Știu treaba asta, v-am mai spus. Îți dai seama să te scoli dimineața și Dumnezeu să nu lase nimic de ieri care au fost vechi, ci bunătatea Lui și dragostea Lui să vină în fiecare zi să te surprindă. Și tu, care ești doar om, da? Și știi că Dumnezeu cere de la noi treaba asta, să nu poți să-i spui lui Dumnezeu, vină cu mine în mașină, vină cu mine astăzi, plec de aici din casă, dar vreau să plec cu tine. Și întotdeauna să spui Domnului, pentru că zice Domnul, trimite îngerii lui și îngerii Domnului, zice, tăbărăsc, adică clar că îți acopere, uite așa deasupra, tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. În jurul celor ce se tem de El, da? Adică când te temi de Domnul,
Tu că ți-e frică de el, te gândești că Dumnezeu e acolo cu tine și El te acoperă cu brațul Lui puternic. Contează foarte mult. Mai ales aud pe multă lume zicând, un accident, o boală, se întâmplă atâtea lucruri care noi nu ne dăm seama că Dumnezeu, El e același. Nu și-a călcat promisiunile față de noi niciodată. Noi nu stăm lângă El. Noi nu stăm lângă El. Noi am vrea să vină Domnul când avem probleme. Și când suntem bine și ne merge bine, să-L lăsăm și să-L luăm numai când vrem noi. Mai aud așa predicator care să pun și... am întrebat pe Domnul. Tu poți să întrebi pe Domnul dacă ai o relație cu Dumnezeu. Dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, n-ai rost să-ți răcești gura să-L întrebi pe Dumnezeu. Sare, un cimbru, că e și la îndemână și îmi place la salată cimbru, lămâie multă, da? Că așa multă lume zice. Am întrebat pe Domnul, da? Și ți-o răspund, Domnul? Păi că... Și atunci interpretezi tu după cum vrei tu și spui că ți-a vorbit Domnul. Nu. Nu. Că dacă n-ai o relație cu Domnul, zi de zi să stai în rugăciune cu Domnul, Domnul, dar nu crezi că e la așa... hai, Doamne, vine că acum am nevoie de cine și pleacă mâine că eu mâine o duc bine. Nu? Tu ce zici așa, după cine? Nu zice, cheamă-mă, vin, roagă-mă, stai lângă mine, voi fi cu tine, necaz, voi fi cu tine oriunde mă vei duce, mă vei chema. Dar relația ta cu Dumnezeu trebuie să fie o relație zi de zi, în care Dumnezeu, numai așa că vine să te ajute, vrea și să se bucure de tine. Vrea să te bucure de tine tot timpul, pentru că tu ești omul care îi spui lumii întregi că El e Dumnezeul tău și cât mult bine ți-o făcut ție Domnul. Da? Ulei de măsline. Așa zic eu. Ok, uite aici, ciuperțile noastre sunt gata. Ia, Doamne, ce frumusețe. Venim cu o cremă de gătit, da? Care avem aici. Care o punem aici. Ok. O dăm de care? N-apă de care, de care, de care, de care vrem noi. De care vrem noi, dragilor. Wow, ce faină. Ciupercuțele noastre cu usturoi mult, cu sos alb. Așa. Wow, ce minunate sunt grozăviile astea. Și l-am spus. Că nu-i cum începi, e cum sfârșești. Cum sfârșești, zice Domnul, și alergarea pe pământ. Cum ți-o sfârșești? Uite aici, o linguriță de curry. De ce? Pentru că n-am mâncat de mult cu curry și pentru că îmi place și pentru că îl iubesc și pentru că sunt încântată de el. Ia, uite aici. Wow, ce fain miroasă. Nu miroasă faină cameramenului, miroasă așa, ți se pare și ție, nu? Da. Ia, ai văzut, uite. Vai, 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 ia ce fain e. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Delicious se numește. Eu aș mai pune sare, dar nu-i voie, pentru că numai jumate din sare voi să pui așa. Da. Ok. Uite aici cum arată sosul. Deci, uite cum arată ciupercile. Da, uite, ia. Uite aici. Ia. Wow! God, și ce-mi place să zic? God is good! Yes, it is! Și acum, vii cu puiul, îl pui aici, așa frumos. Pentru fiecare porți, ai două porții, așa mai micuțe, zic eu. Și atunci, deci, cât ai făcut? Păi uite, din 3 bucăți de pui, o ieșit minunăția asta de pui. Și îl lași să se facă așa. Uite aici. Da? Uite așa. Dar el pui oricum e făcut. Îl lași să se clocotească de câteva ori aici. Așa, frumos. Sperăm că alea să fie gata așa noastră de acolo și emisiunea noastră e a sfârșit. Pentru că suntem gata. Ia. Vai, ce o salată faină, grozavă, 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 grozavă.
Știi cum e salata asta când mă uit la ea din caza ridichilor și atâta frumusețe? Asta, deci mare lucru ai făcut? Păi n-am făcut mare lucru, de eu sunt încântată de ea. Pentru că să vă spun ceva, salata asta miroasă ca o salată de primăvară. Primăvară, primăvară. Acum să scoatem noi ciorbă, un picuț de ciorbă, da, așa. Să vedem ouăle noastre, sper că au fost absolut perfecte, da. Sper, sper. Așa zic eu de fiecare dată, că sper să avem așa și posibilitatea să facem, să dăm o ciorbă faină, faină. Ah, dar n-am pus nimic în ea. Ce aș putea să pun la ea? Aici niște tarhon sau, uite aici. Bun, așa. Nu există ciorbă fără miros. Nu există. Ciorbă fără miros? Nu. Pui la sfârșit când e fierbinte. Sosul e gata. Cu ciupercile. Aici punem o ciorbă de spanac. Țărănească, făcută ca la... Wow! Ca la noi acasă. Ha, 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 ha. Oh, my lord! Uite aici. Ia cum e ouă. Asta se numește ou pușat. Nu e adevărat, e ou românesc, anos, de la țară. Aici este minunăția de... O să pun și din asta un picuț, să vedeți cât de frumos arată minunea asta de... de pui. Doamne, Doamne. Mare e Domnul, mare e Domnul, mare e slava lui și în veci va fi așa. Pentru că Domnul este bun. Și zice acolo așa. Zice Domnul este bun și în veac ține îndurarea lui. Uite aici. Pui puțin orez în mijloc. Rămas de la sarmale. Da, așa, ok, ok, vii cu o lingură, ok, și iei o bucată de pui, care îl pui, încă unul, să servește astea două, că-s alea ripioarele alea, și vii cu minunăția de, ia, de sos, wow, wow, hai să punem aici așa. Ca să vadă câtă o ciupiarcă, unde și unde. Ok. Să ștergem farfuria frumos, ca și la restaurant, pentru că contează foarte mult. Văzând așa sosul ăsta și făcându-l frumos și tot, și uite așa, roșul ăsta pus aici un picuț deasupra, minunăția asta de sos, care îi, și cu dovlecelul la puțin cât îi, eu zic că am făcut destul de bine, așa. Mă, sarmalele mele sunt gata, eu așa zic, da? Aveți grijă când le faceți așa, le lăsați să stea, știi, și el puțin în 20 de minute, nu ca mine acum, știi? Da, dar eu trebuie să vă scot că ceva de aici, indiferent cum ai. Eu așa cred că pot. Uite aici. Wow, ce faină-s. Mă lăsați să stai în cratiță 20, jumătate de oră. Știi? Ca să nu le rupi. Uite. Ia, uite așa. Vegane astea. Eu zic că e frumos să gătești. E frumos să străiești viața. Frumos să te bucuri de ea. E frumos să-i mulțumești lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea decât mulțumirea ta. Știi, când eram copii, întotdeauna venea maică-mea și taică-mea și nu dorea decât să venim la ei și să-i spunem că iubim și că le mulțumim de multe ori pentru lucrurile care le-au făcut pentru noi. Tot la fel se îngrijește Dumnezeu de noi, cum se îngrijește un părinte de copilul său. Iar vreau să spun că dacă câteodată ești căzut în deznădejde și dacă ești trist și dacă ți s-a întâmplat ceva și se pare că ești pe nedrept, există un judecător sus care el va judeca lumea într-o zi și noi trebuie să ne temem doar de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să
Poate să-ți mântuiască sufletul, să nu-ți fie frică de oamenii care sunt în jurul tău, pentru că ei sunt muritori ca și noi. Dar într-o zi, cu Dumnezeu în slavă, vom sta față în față cu El și pe fiecare dintre noi ne va răsplăti după binele sau rău pe care l-am făcut. Până data viitoare, trăiți frumos, mâncați sănătos, vă iubesc, vă mulțumesc pentru frumoasele mesaje. Oriunde în lume te găsești, române, română, oriunde ești, acolo, în Germania, m-ați scris atâtea mesaje, cunosc atâtea lucruri care sunteți, mergeți la muncă, fiți binecuvântați, ocrotiți de Dumnezeu, de mâna Lui puternică și nu uita, îngerii Lui tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Până data viitoare, la revedere!